Bogdane? Bogdane? Se uită lumea la mine foarte puțin. Păi și nu ești? Ajutor! Ajutor! O ustură! Cineva! Haide! Ajutor! Du-te la victima aceea! Ajutor! Aia, cine e? Mă ustură, ia mâna! Și 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Am nevoie de viață. Temperatura radială și temperatura.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. După ce pui lateral stabil, te duci să schimbi la rezistitare. Perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Puteți să stați la voastră cu victima, vă rugăm frumos? Nu pare greu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you.
Tu ai strigat după mine? Da. Vreau, așa că vreau bun cușor. Am verificat funcțiile vitale în 30 de secunde. A doua victimă prezintă arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului, pe membrele superioare și pe față, iar și pe nivelul toracelui. Am răcit timp de 10 minute, după aceea am aplicat comprese umede. Am luat funcțiile vitale, sunt prezente, victima a fost tot timpul conștientă, i-am mai găsit o hemoragie la tibia dreaptă pe care am oprit hemoragia prin compresiune directă, iar apoi am bandajat. Am așezat victima în poziție specifică pentru a preveni o posibilă întrerupere de circulație. Îl cheamă Daniel, are 27 de ani, pulsul și respirația sunt prezente, nu a consumat medicament, alcool, drog, nu este alergic la nimic. Temperatura corpului este normală, pulsul radial este prezent, am verificat de alte traumatisme, nu sunt, am verificat funcțiile vitale din mine, nu sunt prezente și normale. Am asigurat confortul termic al victimei, am asigurat suportul psihologic al victimei. Și am verificat de alte traumate. Nu știu. A treia victimă prezintă o hemoragie internă. Am ridicat picioarele victimei pentru a pune în poziție, pentru a preveni o posibilă întrerupere de circulație. Pulsul și respirația s-au luat, sunt prezente și normale. Am asigurat confortul termic al victimei, am asigurat suportul psihologic al victimei. Iar după aceea, victima a intrat în stop cardiorespirator, am început manevrele de resuscitare. Am făcut schimbul. Am început manevrele de resuscitare la ora 10 și 40 de minute, fix m-am uitat la ceas. Nu am putut, deoarece am avut 4 victime și nu ne-am putut. Da. Și cea de-a patra victimă a avut o plagă în intestinele ieșite în afară. Am așezat victima în poziție specifică, am aplicat o compresă umedă, iar după aceea am bandajat. Am așezat victima în poziție specifică pentru a preveni o posibilă întrerupere de circulație. De asemenea, am găsit o fractură închisă la tibia stângă, pe care am aplicat gheață și am imobilizat. Îl cheamă Mihai, are 17 ani, pulsul și respirația sunt prezente. Nu a fost un medicament, alcool, drog, nu este alergic la nimic, temperatura este normală. Dar de alte traumatisme nu sunt. Am verificat pulsul la radială și la picior, sunt prezente. A avut fractura la gambă, intestinele ieșite în afară. Și la clavicul am mai avut. Okay. Și am imobilizat cu eșapă și am pus gheață la clavicul. La portat de șef de echipă, unul de date despre celelalte două victime nu am putut afla, deoarece au intrat în stoc cardiorespirator de membri conștiente. Celelalte victime nu au știut să ne dea alte informații și nu au avut să intervină nimeni. De asemenea, am stabilit locul de adunare a alergicilor, nu am putut transporta nicio victimă prin locul de adunare a alergicilor și am eliberat zona pentru a veni ambulanța. Am asigurat locul liber ambulanța. S-a părțat și de echipă mă dărit. Ok, mulțumesc. Așa i-a făcut și pe Antonio, perfect.
Mă doare.
Mai la dreapta, unde frate, mâna mă doare rău. Au, mai la dreapta, mai. Dreapta mea. Mă doare. Fă ceva. Vreau și vânt. Vânt, mă, mi-e cald. Nu m-am apăsat. Spune-mi ce are, ce ai făcut, Ana? Fă ceva, mă doare piciorul. Toragele, mă doare. Tractorul închisă. La picior mă doare, mă doare de umărul. Gata să reactualizez informațiile la articolul Paul, gata, a deschimbă. Evaluare secundare toată lumea. Am un manifest. Te rog, vă ceva. Ana, te discurci? Nu mai pot, fă ceva. Fă ceva. Mă dor cu azi. Foarte grea, foarte ca la Cluj,
Am avut 4 victime într-o benzinărie, am fost găsite. Prima victimă cu arsuri de grad 1 la membrele superioare și cu arsură pe față, tot de grad 1. Am răcit arsurile, am pansat, la un moment dat colegii mei au pansat, la un moment dat victima a intrat în stop cardiorespirator și colegul meu, Cătălin, a efectuat manevre de resuscitare cardiopulmonară. Cea doua victimă, un copil, a fost găsit în stare de un stop cardiorespirator. Colegul meu, Cătălin, a făcut resuscitare cardiopulmonară. Victima și-a revenit între timp, dar a rămas inconștientă, cu plus, avea puls respirație. A pus o poziție arătare stabilă, menținând capul în ax. Tatăl copilului, inițial, a prezentat o hemoragie internă. I-am ridicat picioarele pentru a opri în doar care măsură hemoragia. A cerut apă, noi am oferit apă de băut ca să numărim fructul. Victima a intrat și ea în stop de respirator. Am resuscitat de unul cu victima. Însă victima nu și-a revenit. Și cea de-a treia victimă a prezentat a patra victimă a prezentat o fractură internă pe gambă stângă, fractură de cutie toracică, hemitoracic drept și eviscerații. Colega mea a pus gheață pe fractură, a pus compresie umede pe eviscerații pentru a feri de deshidratare, a pus gheață și pe fractura toracală și am susținut suportul psihologic la toate victimele, suport termic, nu am avut nevoie pentru că era deja foarte cald afară. Și cam atât, n-am putut evacua nicio victimă. Ce vă faci pe și voi? Puteam să punem pantalonele? Da, puteți să stați. Adică a fost greșel diferit. Mai grea. Dar la care au fost? Păi, dacă nu descoperi, dacă nu descoperi, e mai grea. Chiar dacă nu te coordonezi. Dar vă feriți la ceva? Da. Oh,
Paolo! Nu, 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 nu
Ce-i 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 ce-i
Scuze. I need first, I'm free. She won't talk to you, babe. Să fie. Ai la vizită la operă. Vine din la vizită.
Așa, și ai intrat în stop, v-ați resuscitat și ați făcut. Ok. Victima 3. Victima 3 avea o fractură de clavicula. Nu, că au plecat. Asta e Samina. Da? Da, da, da.